What happened to your hair? What? You went from a war? What happened? Yeah, it was the river. It was so crazy and so fun. It was like absolutely amazing. Well, ați stat cam mult. V-a plăcut? Da. La fel ca pe parcursul întregii zile, Alexandra a fost cea mai vorbăreață. Ea fiind cea care le-a oferit detalii fetelor despre cum și-au petrecut ziua. And then we just had like a cute little picnic way in with like a fire that actually died down. Iar Simona și Catrina au fost în continuare foarte reținute. And then we just had like some conversations, but it was mainly Alexandra asking questions and Andy replying. And we were just spectatori. Yeah, and I don't know, but I mean, the vibe was good for me, but I just don't know what they felt. De altfel, câteva minute mai târziu, acestea au și plecat în casă fără să ofere prea multe explicații. Eu o să vă las un pic. Hai că merg și eu la baie, da? Și revenim. Starea celor două fete era cauzată de situația tensionată care a pus stăpânire pe vilă încă de seara trecută. Să mă schimb. Deci nu poți, de când mi-ai zis să stăm mai pe tot, mă ridic, da. Nu mai pot să mai râd la nimeni în față. Atunci când Catrina s-a hotărât să povestească tot ce se vorbea în camera ei, în lipsa camerelor de luat vedere. S-a întâmplat ceva cu Manca, că e prea schimbătoare, e prea, cred că a văzut că așa dă bine la public și de asta e așa, ca să mai rămân aici. Ai înțeles? Dar vreau tot ce mi-ai spus aseară, să spui că așa a fost. Da, da, țin minte tot. Nu vreau scandal, eu o să vorbesc foarte calm, deja sunt foarte obosită și de astea. Dacă ele încep cu scandalul sau cu minciuni, eu doar mă ridic de la masă, ok? Da. Nu se poate discuta, eu plec. O stare de tensiune care era pe punctul de a exploda, așa cum de altfel s-a și întâmplat jumătate de oră mai târziu. Ana, ești ocupată? Nu, de ce? Vreau și eu să vă adun toate fetele la ceva de vorbit. Da! Am așteptat să vină și fetele de la date ca să ridic subiectul despre ce s-a întâmplat, ce am auzit, că am fost deranjată. Eu o să mă mut din cameră, cred că ați observat astea seară că deja am venit în altă parte, pentru că de câteva zile am observat că se șușotește pe la spatele meu și că s-a vorbit de mine și nu la modul bun. Catrina mi-a luat înainte. Mi-am dat seama că Ana mă vorbește. Eu plec. Adică eu la discuții de astea n-am ce fac. De ce nu ești? Pentru că n-ai vorbit despre nimeni. Ia zi, Marinca, cine ți-a zis ție? Da, ce o ții de mână și te-a întrebat de ce o ții de mână, că mi-a spus că în afară nici nu vrei să o vezi, că așa persoana nu ai nevoie în viața ta. Aha, eu am zis așa ceva? Da, te rog să-mi spui în ce moment. În prima fază am fost șocată, efectiv. Te rog să-mi spui momentul în care eu Ana, am zis așa nu o să recunoști nici faptul că pe Simona ai făcut-o instabilă psihic și nici faptul că te-ai luat de ea, că nu este feminină, te-ai luat de fizicul ei. Au venit toate fetele și Catrina a spus... Să mergem afară, că avem ceva de discutat. Malinca, erau cumva în echipă. Și se vedea clar că știu ele despre ce este vorba. Noi restul nu știam. Și ce am zis de Malinca? Acu două seri, să nu exagerez. Da. Ai spus că ți se pare că Malinca s-a schimbat. Da, asta am spus și la testimoniale. Și că este mai deschisă și că își dă mai mult cu părerea. Ce am zis altceva? Lasă-mă puțin să vorbesc, te rog frumos. Ai spus că o face pentru că a văzut că asta dă bine la public și că așa poate să stea mai mult timp aici. Malinca, uită-te la mine. Că eu cu tine... Tu de când am venit cu trandafirul, nu mai poți să mă vezi, din păcate. Știi din ce cauză? Îți spun și din ce cauză. Da. Pentru că ai venit cu trandafirul, ai vorbit foarte frumos de Andy. Dar la un moment dat i-ai spus Oanei în față că totuși eu vreau un bărbat să mă stimuleze intelectual, dacă înțelegi ce zic. Și exact privirea și care te uiți. Și am spus, da. Nu, Oana a zis, cred, Oana a spus că Andy are această capacitate. Da, și eu cred că Andy are. N-ai spus. Catrina, dragă, eu nu l-am subestimat pe Andy niciodată. Eu știu ce încerc să faci. Nu poate să bage pentru că este prietena ta. Catrina, dragă, știu ce încerci să faci. Malinca, știu exact ce vorbesc. Ai văzut că nu are tupeul să recunoaște. Poți să vorbești eu puțin, vă rog? Nu, eu vreau să vorbesc eu, Malinca. Vă rog frumos. De când
am venit cu trandafirul. De atunci mi se pare că s-a negrit total. Știu ce nu m-am băgat în conflicte. Nu m-am băgat în conflicte. Nu m-am băgat în conflicte. Nu mie ai venit și te-ai dat bună cu mine și te-am crezut om bun. Dar lăsați-o și pe Simona să spună și ea ceva. Eu la discuții din astea nu pot să particip. Nu poți să zici pentru că nu știi să faci. Pentru că minți, minți, minți. Asta faci, minți. Ei ai spus în față că minte, mie mi-ai spus în față că minți. Nu, Catrina. Hai, hai, asta începe cu ea și nu vorbești ceva, să spui argumentat momentele. Băi, am fost în camera aceea, eu știu că n-are cine, că n-am camere și n-au fost microfoane, dar știu ce ai vorbit. Joi v-a spus acum în capul meu nu, că știți în capul tău, că s-ar putea să fi, că sunt o concurentă nu, și mă vedeți. Asta, pentru că pe eu toate fetele, știi cum faci tu, toate fetele care vin și spun Ana e cea mai bună, Ana o să fii câștigătoare, te duci eu de am spus astăzi un lucru. Draga mea. Catrina, dragă, cine m-a luat de mână la ceremonie după care și-a întors spatele și a plecat? Nu, când mi-ai spus defectele, ai spus așa, Catrina, Catrina, și m-ai luat de mână și te-am luat și eu de mână. Pentru că atunci okay. Am simțit că ai spus o și te-am pupat și mâna și este primul lucru pe care îl regret în această emisiune, că m-am apropiat de tine, că am simțit că ești mai bun. Pot să vorbesc și un pic? Vorbiți, da, mulțumesc mult. Ideea este că eu tot timpul te-am lăudat și am spus, băi, Ana este o femeie bună, înțelegătoare, calmitatea pe pământ. Și am rămas șocată în momentul în care, la ultima ceremonie, Catrina s-a uitat la mine și a zis nu mai fi atât de naivă și nu mai avea încredere în persoanele care zâmbesc. Nu zic de tine. Simona, m-am gândit la Oana, Simona, care Oana mi-a zâmbit și voi mi-ați dat-o la fileu, Simona, la ultima ceremonie. Mi-ați dat-o la fileu la modul când ai spus tu, nu știu că Oana este prieten cu Simona, nu mi-a spus. Și eu, toate m-a stras așa. Ea ne-a căutat. Lăsați-mă puțin să vorbesc, vă rog frumos. Să fie numai prietena ta. Lăsați-mă să vorbesc acum. A fost prima dată de când sunt aici, când am țipat foarte tare, am ridicat tonul peste toată lumea. Mă uitam la Alexandra și făcea, lăsați-o să vorbească, lăsați-o puțin să vorbească. S-a împrășcat cu noroi, a spus, băi, nu, gândește-te, Simona, nu mai lua personal ce ți-au zis fetele astea, că tu așa te-ai arătat în casă, că tu nu, pe tine nu te-au putut accesa fetele astea, pentru că nu ți-ai spus părerea, nu ai intrat cu ele prea mult. Când am încercat să fac un compliment lingușitoare, de unde a fost prima dată când îmi tremurau mâinile, mi-am arătat colții foarte. De fapt, mi-au arătat exact așa cum sunt eu. Atunci s-a făcut liniște și am avut și eu depus câteva întrebări pe un ton destul de ridicat, dar nu că am țipat, cred că am fost mai tăioasă și clară. Am două întrebări. De ce sunt șocată? De ce ai spus că asta e femeie, asta este feminină, cu sânii aia lăsați? Simona a fost extrem de deranjată de afirmațiile pe care se presupune că le-a făcut Ana, în primul rând la adresa fizicului ei. Eu nu mă iau de defectele fizice. Te rog frumos să mă lași să spun ce cea am zis. Cea care nu seamănă când se demachează cu ea este Simona cu coșurile pe față. Uitând că ea a fost cea care a dat startul acestor tachinări, încă din prima seară în care au ajuns în Turcia. Spune primul cuvânt care îți vine în minte când te uiți la persoana din stânga ta. Sunt mici! Două bube! Stai cu cremă și trec! Am zis că nu îmi doresc. Mai bine să ai sânii mai mici decât să ai sânii lăsați. Se poate reformula și reinterpreta. Dar Simona, dragă, nu. Nu e adevărat. Te rog frumos, am fost instabilă psihic. Nu cred. Și a spus că sunt nu cred, ai schimbări de stări. Sunt instabilă psihic. Și că, băi, de ce de Emiluț, instabilă psihic, exact cuvântul ăsta ai spus. Oana, ai fost și tu. Dacă eu am fost nu, n-are rost. Nu, ce a avut să mă lăsa și pe mine să vorbesc. Catrina încearcă să scoată în evidență ce a văzut. Faptul că nu ești... Vreau să mă uit în ochii tăi să spun ceva. Roxana, când a plecat, mi-a zis un lucru. Te rog din suflet să ai grijă de tine, Catrina. Că spun ceea ce se întâmplă aici, nu? Mie asta mi-a zis Roxana când a plecat. Mă lași, te rog. Da. Roxana mi-a spus un lucru. Te rog din suflet să ai grijă de tine, pentru că Catrina te va mânca de vie. Atât am avut de spus. Nu, fata mea. Tu ne mănânci pe noi de vii. Nu mai puteam. Nu puteam să mai țin în mine și nu puteam să văd că de fiecare când intru în acea cameră, sunt vorbită la spate. Și de fiecare când mă puneam la somn, tot șușoteau ca și aseară. Vreau să întreb și eu ceva, mă ascultați? Dacă am fost într-o discuție și am vorbit toate, de ce ai simțit nevoia să vii să spui despre aceste discuții acum? Pentru că am crezut că sunteți prietene, nu sunteți. Ce am zis, Catrina? Catrina, tu de când ai venit cu trandafir? Ce ai zis, Malinca? Când am zis așa ceva? Te rog să-mi spui. Atunci când ai dormit în camera aia. Stai să spun. Am zis în felul următor. Catrina mă ține de mână, după care pleacă și are anumite comportamente.
Când te-am ținut față de mine, eu? Că eu de genul ăsta de persoane n-am când nevoie care acum mă scuipă, acum mă scuipă. Așa am zis. Am zis așa. Fetelor, sunteți aici până momentul de față. Mie mi-ai spus toate fetele să jure sau să facă Catrina, dar să vadă dacă eu te-am vorbit pe tine în vreun nici eu nu te-am vorbit rău. Nu, tu m-ai vorbit. Stai să spun. Tu m-ai vorbit, eu până să aflu toate astea, nu este adevărat. Până să-mi dau seama, nu este adevărat. Eu nu te-am vorbit în viața mea, te-am considerat și Marinca a spus că ea a văzut, mă lași, chiar te consideră o femeie, dar nu ești așa. Catrina, mă lași să vorbesc. Vorbește. A fost acum ce scoți pe gură minciuni sau iar diplomația, da? Ce diplomație? Ce am zis, am avut de zi? Păi, recunoști că ai făcut-o pe fata asta instabilă psihic, asta a fost cuvântul. Am zis schimbări de stări. Nu, ai spus instabilă psihic, ai spus instabilă psihic și am venit și ți-am spus, poate este instabilă emoțional sau sentimental, dar nu psihic. Ai înțeles și eu cu asta am terminat. Fata mea liniștită, minciunile tale, du-te liniștită să creadă toată lumea că tu ești fata bună, că așa este, tu ești fata bună. Da, știu. Nu e simplu cu iubirea, din fericire cu YouTube-ul este mult mai ușor. Abonează-te la canalul nostru de YouTube și la notificări și vei afla primul când adăugăm filmulețe noi. Mulțumim!